Când la ușa familiei Sârbu apare un bebeluș abandonat, Maria, soția lui Sandu și mama lui Mihai și Dan, începe să investigheze ce legătură ar putea avea bebelușul cu familia ei. De ce e cu copilul ăsta? Mă-l cu el. L-am găsit la ușă. Hai îmbrăcarea și la poliție cu el. Nu înțeleg de ce ar lăsa cineva un copil la ușa noastră. Voi mi-ascundeți ceva. Dacă îți zic că e copilul meu, mă lași în pace? E copilul tău. L-am sunat pe Paul și mi-a spus că deplasarea va fi săptămâna viitoare, nu asta. Nu cumva ți era teamă că te înșel? Parcă ar fi prima oară. Cred că ar trebui să-mi găsesc un job. Poftim. Vreau să câștig banii mei, vreau să fiu independent. De ce? Bă, copilul ăsta e al tău. Nu mă lasă, mă, în pace, m-am săturat să mă tot acuzi aiurea. Mergeți și faceți un test de paternitate. La toți trei! Va afla oare cine este tatăl bebelușului? Maria Sârbu e căsătorită cu Sandu și împreună locuiesc în capitală. Soțul ei călătorește mult și ea rămâne mereu cu cei doi băieți pe cap, Mihai și Dan, care, deși sunt mari acum, încă se ceartă ca niște puști. Mihai! Dan! Mihai! Camera mea, am zis treaba mea, dar lasă-mă, mă, să fac ce vreau, lasă. Măi, ce aveți de dimineață așa? Bă, dar aici ce s-a mai întâmplat? Bă, ce ți-am spus? Ce vrei? Ce mai vrei? Nu înțeles că nu vreau să opresc muzica? Dar tu te și antifonează-ți camera dacă vrei. Bă, tu chiar nu ești ne... Gata. Face asta intenționat. I-am spus că am două examene săptămâna asta, dar o face intenționat. Camera ta și învață și tu te rog frumos, Mihai. Frate, nu mai e voie să faci nimic în casa asta. Examene, eseuri. A terminat ăsta cu bacul, dă-i cu admitere. A terminat cu admitere, acum parțiale, sesiuni. Biblioteca Națională scrie până. Dar ce mai e, dragă? Ce s-a mai întâmplat iar, mai? Mai poate să doarmă om în casa asta. Ce? De ale lor. Ți-am făcut cafea. Ah, ce bine. Una mare, mare, mare drăguță. Nu și mie voie. Da. Mulțumesc. Oh. Ai zice că nu sunt frați, așa se ceartă. Nu știu cum mai rezist tu cu ei pe cap. Ia-și. Ce? Nu se mai aude nimic, e liniște. S-or fi omorât. Încă nu. E, Dan avea de învățat și Mihai a dat muzica tare. Eu și eu în locul tău aș fi nebunii. Pe cuvânt, n-aș putea o zi întreagă să stau. E, Dan e cu minte. Învață foarte bine, are bursă. Mihai e mai imatur. Parcă Mihai ar fi fratele cel mic. De câteva zile, Sandu este plecat de acasă cu afaceri, iar pentru Maria urmează o altă seară, ca multe altele de până acum, fără soțul ei. Și totuși, cineva târziu în noapte sună la ușă. Vino repede. Ce-i asta? Mi-a lăsat cineva un bebeluș la ușă. Doamne Dumnezeule, dar ce-i cu copilul ăsta aici? L-am găsit la ușă. N-ai auzit că a sunat cineva? Ba da, păi du-te și vezi cine este, nu? Mamă, nu era nimeni. Du-te și uită-te pe stradă, înțelegi? Cine? De, nu era nimeni. Uite-mi, uite-mi, cum adică nu era nimeni? Nu era absolut nimeni. Păi ce fac eu cu copilul ăsta acum? Nu știu. Doamne, fetiță, uite cum are cerceluș. Gata, mama, gata, te-am luat să-ți apăție. Stai de nu are nimic. Cine ești tu la mine acasă? Cine ești tu? Nu înțeleg de ce ar lăsa cineva un copil la ușa noastră. Adică acum sunt destule instituții unde poți lăsa un copil dacă chiar vrei să-l abandonezi. Nu înțeleg ce legătură are copilul ăsta cu noi. Târziu în noapte, Mihai se întoarce din club și a ajuns acasă. Nu înțelege de ce toată lumea este trează. Mihai! Vino, pui ce faceți, mă, nu dormiți? Șșș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 ș
Ce mai ești beat? Cum l-ai găsit la ușă? Nu, măi, a sunat cineva și până s-a dus, Dan s-a deschidat, a dispărut și a lăsat copilul în fața ușii.
Dar nu, pe bune, care-i faza? Cui e copilul? Nu știm ce nu înțelegi. Păi dacă nu știți, hai îmbrăcarea și hai la poliție cu el. Ce să facă ea de la poliție cu copilul? Păi ea știu mai bine ce să facă cu el. Adevărul este că Mihai are dreptate. Din păcate nu putem păstra copilul. Trebuie neapărat să anunțăm autoritățile. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.